Împlinirea a 500 de ani de atestare, documentare a Comunei Afumați, pentru noi cetățenii, este un moment important și nu numai important, ci din punct de vedere sentimental, extraordinar de benefic. Oamenii au o legătură continuă cu ce a fost și, bineînțeles, cu ce va veni. Pentru noi, trecutul Comunei Afumați, cei care suntem cetățeni ai Comunei Afumați, este un lucru drag nou, pentru că pe aceste locuri în care ne-am născut și unde viețuim, ne sunt dragi. Comuna Afumați din județul Ilfov, situată la 16 km nord-est de București, este străbătută de drumul național 2 și are ca vecinătăți orașele Voluntari, Pantelimon și comunele Dascălu, Ștefănești, Petrăchioaia, Găneasa și Dobroiești. Prima atestare documentară a comunei datează din anul 1510 și a devenit cunoscută datorită renumelui obținut de Radu de la Afumați, domnitor al țării românești în prima parte a veacului al XVI-lea, mai exact între anii 1522-1529. Moșia Afumaților a aparținut de fapt domnitorului Radu cel Mare, care probabil că aici a făcut un conac. Radu de la Afumați se pare că s-ar fi născut la acest conac și de aceea i s-a dat și această denumire de Afumați și legătura lui cu această localitate. Poate puțin cunosc de unde vine numele de Radu. Este un termen slav care înseamnă bucurie sau lumină. Dacă ne uităm în partea slavonă, avem rădăcina Rad și de aici o să vedem multe Radoi, Rădăuți. Deci, iată, putem spune că ne bucurăm și anul acesta mai mult, pentru că numele de Radu vine de la bucurie. Meritul istoric al lui Radu de la Afumați este de a fi zădărnicit planul sultanului de a transforma țara românească în pașalâc și de a o folosi ca bază pentru viitorul său atac asupra Ungariei. Căsătorit cu Ruxandra, a doua fiică a lui Neagoie Basarab, Radu de la Afumați a ajuns la domnie la numai un an de la moartea socrului său, fiind ales de către boiarii toți, și mari, și mici, și toată curtea. L-a urmat la tron pe fiul lui Neagoie, cunoscut astăzi nouă din celebrele învățături ale lui Neagoie Basarab către fiul său Teodosie. Rămâne cert faptul că Radu de la Afumați a dus o politică anti-otomană, învingându-i pe turci în numeroase bătălii, amintind astfel țării de vremurile glorioase ale lui Vlad Țepeș, care a fost fratele bunicului său. Ca un pios gând de recunoștință, a fost închinată cea mai frumoasă piatră de mormânt medievală muntenească. O puteți admira dacă mergeți la Mănăstirea Argeșului, ctitoria socrului său. Piatra se găsește în pronaos, alături de mormintele regale. Remarcați basoreliefful domnitorului călare, ceva neobișnuit în tradiția bizantină, dar și în plastica vremii de pretutindeni, un element de inspirație renascentistă, un contur extrem de realist și armonios. Săpate cu litere chirilice, pe piatră se găsesc numele a 20 de bătălii purtate de domnitor pe parcursul celor aproape 7 ani de domnie, prin care a reușit să îndepărteze pericolul otoman de la hotarele țării românești. Domnia glorioasă a fost curmată de un complot al boierilor filo-otomani, dornici de o pace mai umilă și sătui de războaie. A fost ucis împreună cu fiul său Vlad,
chiar în Biserica Episcopiei de la Râmnicu-Vâlcea, la 2 ianuarie 1529. Vatra satului a fost în partea, în parohia 1 a Fumați, pe ruinele curții domnești a lui Radu de la Fumați, unde cantacuzinii au ridicat și ei ctitoriile lor. Până astăzi a ajuns la noi Biserica Adormirii Maicii Domnului de la parohia 1, și conacul boieresc, care iarăși îl putem vedea astăzi. Ca mărturie a vremurilor de odinioară, regăsim în comuna Afumați conacul stolnicului Cantacuzino, cu zid de incintă, și biserica ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului, ambele construite în anul 1696. Este posibil ca zidul, care poate fi văzut lângă drumul național 2, să aparțină fostelor curți domnești ale lui Radu de la Afumați sau ale altor personalități istorice, precum stolnicul Constantin Cantacuzino. Conacul Cantacuzino cu biserica și zidul de incintă alcătuiesc ansamblul fostei curți a stolnicului Constantin Cantacuzino, construit în 1696, cu transformări efectuate de următorul proprietar, baronul Dumba Sterio, în secolul al XIX-lea. Acest Sterio Dumba a fost un binefăcător al acestei localități Afumați. În timpul său, fiind reforma lui Cuza și atunci fiind niște legi avantajoase localităților și localnicilor, din cheltuiala sa a dat teren primăria, a construit primăria și prima școală în comuna Afumați. Sigur că nu el s-a ocupat direct, ci fratele său, Nicolae Sterio Dumba. Clădirea conacului, construită în stil românesc, cu tendințe gotice și renascentiste, este monumentală, cu saloane și încăperi spațioase la etaj, parterul și mansarda având încăperi modeste pentru personal. La subsol se află pivnițele înalte pentru păstrarea vinurilor. Nicolae Iorga, în vizita sa din 1935 la Afumați, a presupus că vechiul palat Cantacuzin a preluat planul construcției sau chiar părți din curtea domnească a voievodului Radu. De asemenea, beciurile de sub palat își găsesc analogii cu cele de epocă de la Curtea Veche din București. Pe o alee îngustă ajungem într-o incintă de ziduri ce are în mijloc o biserică. Aceasta se află în imediata apropiere a conacului, are formă de navă, cu absida altarului semicirculară și cu turla clopotniței pe pronaos. Zidurile pronaosului sunt sprijinite de contraforturi solide, iar pridvorul, de mici dimensiuni, se sprijină pe două coloane din piatră cu capiteluri frumos ornamentate. Ancadramentele ferestrelor și ușii de la intrare sunt din piatră, cu motive florale și geometrice. În biserică se află două sfeșnice împărătești din piatră, în stil brâncovenesc, donate de ctitor. Pe locul vechii curții domnești, celebrul stolnic Constantin Cantacuzino, mare umanist român, om al renașterii târzii, a ridicat la sfârșitul veacului al XVII-lea conacul, zidurile și biserica. Slavă-ți-e celui ce n-ai arătat.
Acestea sunt monumente istorice de clasă A, care nu se află în cea mai bună stare, fiind afectate ca înfățișare în secolul al XIX-lea. Este bine că s-au păstrat structura medievală și zidurile de incintă. Elementele care se mai păstrează din perioada epocii brâncovenești sunt planul și structura bisericii, poate contraforturile și partea din decorație, dar cu siguranță pisaniile cu caractere chirilice și cele două sfeșnice mari din interior. Așa cum la Curtea de Argeș ne aducem aminte de meșterul Manole, care își dorea o biserică mult mai mândră și mai frumoasă, așa și urmașului Radu de la Afumați își dorea o biserică mai mândră și mai frumoasă. Lucru care, iată, s-a realizat în 7 ani și aici iar aducem aminte de 7 ani pe care a avut de domnie Radu de la Afumați, că din 1933 până în 1940 au fost ani în care noriașii s-au ostenit să strângă banii necesari construcției bisericii în care ne aflăm. Biserica este construită în stil românesc, în plan de cruce latină, cu 3 turle, cu dimensiuni destul de mari pentru zona în care ne aflăm. Avem în jur de 25 de metri lungime, cu 17 metri lățime în zona absidelor și cu 33 de metri înălțime până la turlă. Deci, iată, sunt înălțimi mari. În zonă mai se găsește o biserică asemănătoare după ce se trece în județul Ialomița spre Hagiești. Hramul bisericii noastre este ziua Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie Izvorător de Mir, plăznuit la 26 octombrie. Deci aduc aminte cu asemenea precizie, pentru că de multe ori se confundă cu persoana Sfântului Dimitrie Basarabov de pe 27 octombrie. Și în același timp, cu mândrie spunem că Sfântul nostru este și pe stema orașului București. Biserica, după cum vedeți, are pronaos interior, naos și altar. Nu este biserică tip sală, ci este biserică treflată, vedem absidele. Și lucrul ăsta, așa cum am spus, este făcut după canonele noastre ortodoxe. Pictura este o pictură deosebită, făcută de maestrul Iosif Kheber, cel care a pictat și la Patriarhie, dacă nu întreaga biserică, întregul locaș, ci măcar jumătate este mâna pictorului Iosif Kheber, preluând în 1993 parohia de la Părintele Toma Ceroiu. Biserica pe care am găsit-o este o biserică monumentală, o biserică foarte frumoasă și care cere să îi te dăruiești aproape întru totul. Dar să revenim la ceea ce găsim astăzi la Afumați. De cum treci podul peste balta Afumați, de pe râul de câmpie Pasărea, intri în vatra veche a satului. Înainte de baltă, pe dreapta drumului, se vede un vechi zid de cărămidă, posibil vestigiu al manufacturii lui Șerban Cantacuzino din secolul al XVIII-lea. La prima intersecție, pe dreapta, se găsește un monument al eroilor din primul război mondial, iar pe stânga, în fața primăriei, ne întâmpină însuși Măria sa Radu. Comuna și-a cinstit înaintașii lângă bustul domnitorului la împlinirea celor 500 de ani de la atestarea documentară. Nimic altceva nu te duce însă cu gândul la vechimea comunei. Un sat obișnuit din câmpia Vlăsiei, influențat prea puțin de apropierea capitalei. Vestigiile trecutului trebuie căutate. Important pentru comuna Afumați, un recensământ pe la 1790, care prezenta atunci aproape 50 de case, 50 de familii. Din această monografie făcută de părintele Ioan Cherciu, reiese că la fiecare recensământ, practic, apare o explozie a familiilor care
fie că au venit aici în comuna Afumați, fie că s-au înmulțit. Sigur, fiind o comună cu tradiție, o localitate cu oameni gospodari, cu, să zicem așa, rădăcini adânci, localitatea a început să se întărească din ce în ce mai mult. Populația se apropie de 7500 de locuitori și are la dispoziție 4 grădinițe și 4 școli. Ne aflăm la școala numărul 1 Afumați, unde sunt înscriși 700 de elevi, dintre care 250 sunt înscriși la școala cu clasele 5-8, iar restul elevilor noștri se află înscriși la cele trei structuri, care cuprind clasele 1-4 și secții de grădiniță. Pe lângă acestea, de anul trecut funcționează și grădinița cu program prelungit, unde avem înscriși copii pentru două grupe. Din anul școlar următor, preconizăm să funcționeze o a treia grupă. La școala noastră lucrează numai cadre didactice calificate, cadre didactice dedicate meseriei de dascăl, pentru că în școală nu poți să lucrezi pe această meserie dacă nu ești dedicat copiilor. Școala noastră, ca politici, își dorește pregătirea copiilor noștri pentru mai departe, pentru a deveni buni specialiști în diverse domenii alese de aceștia. Și îmi vine minte din luna iunie, când au terminat copiii noștri și s-au înscris la licee, că din 62 de copii au reușit să intre unde și-au dorit ei, 60 de elevi. Dacă privim în urmă, constatăm că elevii noștri sunt la ora actuală medici, profesori, economiști care ne fac onoare. Școala noastră își dorește, în primul rând, performanță prin rezultatele elevilor noștri. Aici trebuie să ne lăudăm cu copiii olimpici,
copii care ne-au reprezentat cu mândrie la olimpiadele județene de limba română, de matematică, de limba engleză. Pe lângă aceste discipline care sunt foarte importante, trebuie să menționez rezultatele foarte bune la competițiile sportive, cum ar fi handbal, fotbal, și de 2 ani avem inclus și competiție de karate. Ne mândrim cu o fetiță care a terminat clasa 6-a și este vicecampioană la karate. Totodată, de anul trecut funcționează la noi în școală cercul de pictură. Încercăm să descoperim și talente nu numai sportive, ci talente artistice, iar de la anul încercăm să deschidem un club de dans modern. Trebuie menționat și baza materială, că fără o bună bază materială nu se poate realiza un învățământ de performanță. Școlile sunt încălzite cu încălzire centrală pe bază de gaze. La ora actuală avem terenuri de sport, avem o bază sportivă modernă. Tot ce s-a făcut de-a lungul timpului în unitatea noastră școlară s-a făcut în primul rând cu gândul la elevii noștri, la copiii noștri, pentru a le crea un mediu cât mai plăcut, propice învățăturii. Pentru siguranța elevilor noștri, inspectoratul, primăria și școala s-au implicat în achiziționarea unui microbuz care să transporte în siguranță copiii noștri de acasă la școală și invers. Cu sprijinul primăriei, beneficiem de un dispozitiv de siguranță care constă în verificarea tuturor persoanelor care au acces în unitatea noastră școlară și, în plus, monitorizarea video a punctelor strategice din școala noastră. Cadrele noastre didactice se preocupă și de recrearea elevilor noștri, organizează anual excursii atât la muzee cât și în afara localității, județului nostru. Aici țin să amintesc de vizite la Muzeul Grigore Antipa, la Muzeul de Istorie, la Muzeul Satului, totodată excursii și tabere organizate în diverse județe ale țării noastre, pentru că se știe, un om care are o cultură generală vastă este un om mult mai bogat. Cu ocazia sărbătorilor, sărbătorii Crăciunului, sărbătorii Zilei Copilului, Zilei Școlii, organizăm serbări la care, cu ajutorul primăriei, oferim cadouri copiilor noștri. Comuna Afumați are o suprafață de 6.325 de hectare, dintre care 800 în intravilan. Principalele activități economice ale zonei sunt agricultura și comerțul. Dintre centrele comerciale aflate pe raza comunei Afumați, enumerăm: în comuna Afumați, populația beneficiază de electricitate, apă curentă, gaze naturale și parțial de canalizare. De aceea, printre proiectele de investiții care au prioritate, se numără terminarea rețelei de canalizare, dar și asfaltarea străzilor și extinderea rețelei de apă potabilă.
O nouă gospodărie de apă modernă dotată cu stație de clorinare și grup electrogen propriu asigură apa potabilă în comună. Dispensarul a fost reabilitat termic și dispune de parcare și spațiu verde. În centrul comunei s-a amenajat un parc, fiind montate bănci și o fântână arteziană. Au fost plantate flori și arbuști ornamentali, creându-se astfel un cadru perfect de recreere. S-a instalat rețea de fibră optică pentru telefonie și internet. Jurnalul de afumați este principala publicație de informare a primăriei. Comuna a aparținut sectorului agricol Ilfov între anii 1981 și 1997. În anul 2010 a fost inaugurată baza sportivă a comunei, formată din stadionul de fotbal și anexele aferente, unde o echipă inimoasă, cu aspirații de Liga a III-a, se poate antrena la standardele competiționale impuse. Comuna Afumați are o istorie bogată, în centrul ei aflându-se domnitorul țării românești, Radu de la Afumați. Sunt localități în Ilfov care au făcut eforturi să-și descopere izvoarele istorice. Afumațiul le avea, acestea ne fiind puse în valoare. Este momentul să ne redescoperim istoria și să valorificăm faptul că în anul 2010 am împlinit 500 de ani de la atestarea documentară a localității noastre. Avem în lucru o carte, monografia localității Afumați, care va ajunge la fiecare familie din comună. Se vor executa lucrări de consolidare a zidului istoric, aflat într-o stare vizibil degradată. Avem un proiect depus pentru obținerea de fonduri europene, pentru promovarea culturală a obiectivelor turistice din comuna Afumați, proiect intitulat Istorie și contemporaneitate. În ultimii 2 ani s-a realizat o strânsă legătură între pilonii localității noastre, și anume biserica, școala și primăria, care cu susținerea cetățenilor comunei au dus la o dezvoltare rapidă atât din punct de vedere educațional, social, cultural, religios, dar și economic. Obiectivul principal este ca localitatea noastră să îndeplinească toate condițiile necesare pentru a deveni oraș și să devină centru zonal de interes pentru toate comunele din jur. Proiecte de viitor. Complexul sportiv Afumați. Elevii comunei Afumați vor beneficia de condiții foarte bune pentru pregătirea sportivă. Complexul va fi amplasat în incinta școlii generale numărul 1 de pe șoseaua Petre Chioaia numărul 10 și va fi compus din sala de sport cu dimensiuni ce permit desfășurarea meciurilor de handbal, volei și basket la nivelul ligii 1 cu peste 600 de locuri pe scaune și bazin de not de 25 de metri lungime. Etajarea grădiniței cu program prelungit reprezintă o prioritate, actuala capacitate fiind insuficientă pentru numărul tot mai mare de copii înscriși, fapt ce se datorează condițiilor bune asigurate de primărie. Se vor realiza două parcuri. Primul va fi situat în incinta grădiniței cu program prelungit cu o suprafață de 2500 de metri pătrați. Al doilea, pe strada Albă Strelelor, în deal, cu o suprafață de 12.000 de metri pătrați. Consolidare zid istoric. Acesta, alături de Biserica Veche și Conacul Boieresc, fiind incluse în Patrimoniul Cultural Național. Modernizarea și reabilitarea căminului cultural, ca o sală de tip anfiteatru cu 200 de locuri pe scaune, care se vor putea desfășura activități culturale și artistice, teatre precum Notara, Teatrul Mic, Teatrul de Comedie, vor putea susține spectacole culturale și educaționale în comuna noastră. Sens giratoriu în curbă. Proiectul are ca scop prevenirea accidentelor și fluidizarea traficului în centrul comunei.
punct de întoarcere la moară, în vederea introducerii transportului în comun. Pasarele pietonale. Pe raza comunei Afumați se vor construi 5 pasarele pietonale. În deal, strada Albă Strelelor, la Monument, la Biserica Nouă, la Școala C și la Moară. În prezent, trecerile de pietoni fiind semnalizate cu indicatoare luminoase. Poate nu știați, comuna Afumați are un cetățean de onoare. Acesta este Mircea Tudor, fiul lui Petre Turmăcelu, inventatorul Roboscan 1M, cel mai avansat sistem de radiografiere cu raze gamma a camioanelor și containerelor pentru detectarea conținutului. Mă bucur că cetățenii comunei Afumați au dat dovadă în permanență de un spirit gospodăresc, de un spirit de avangardă, pentru că în permanență au apărut lucruri noi în comuna Afumați. Ne dorim ca împreună cei mari și cei mici, cei tineri și cei în vârstă, să ne întâlnim mai des, atât în lumea noastră spirituală, în lumea credinței, cât și în lumea de afară, prin faptul că am organizat și excursii la căpătâiul voievodului Radu de la Afumați, la Curtea de Argeș, unde ne-am adus aminte de tradiții, de rădăcini, de faptul că, deși suntem în secolul 21, nu uităm de unde am plecat. Nu suntem doar o frunză în vânt, ci chiar dacă suntem la poarta de est a capitalei, păstrăm tradiția, păstrăm istoria, atât noi cei vechi, dacă putem să spunem așa, cât și cei noi, care nădăjduim să calce pe urmele înaintașilor și să-i depășească în partea spirituală și în partea de istorie și de tradiție. Este o localitate de oameni bine așezați, oameni care au tradiții foarte sănătoase, foarte bune, și am convingerea că aceste tradiții și acest mod de viață și de gândire va merge și mai departe în viitor.